Un grup de tineri din București a fost impresionat de povestea celor două familii din Ploiești, ale căror cazuri sociale au fost mediatizate de către televiziunea noastră. Este vorba de cei 6 frați care locuiesc alături de părinți într-o cameră a unui imobil din strada Carpenului și de cele 10 suflete care riscă să fie date afară din locuința în care au stat vreme de 4 ani. Pe vreme de iarnă și pe vreme de sărbătoare, ca să o numim pentru noi, să putem să întindem o mână acolo unde chiar chipurile și ceea ce se vede e clar că e nevoie. Iar acolo unde sunt copii, deja lacrimile mi apar în ochi fără să vreau, pentru că sunt părinte. Tinerii l-au adus pe Moș Crăciun în umilele locuințe ale copiilor mai devreme decât s-ar fi așteptat aceștia. Am încercat să urmărim un pic din dorințele lor, în așa fel încât să se bucure și ei de Moș Crăciun al anului acestuia. În măsura în care lucrurile pe care voi le știți că vă mai sunt de necesare, de mare necesitate, de fapt, încercați să ni le comunicați, să știm și noi care sunt aspectele cele mai importante pentru bunul trai al copiilor. Mai sunt niște pampers și niște chestiuni care sunt de folosință pentru cea mică. Au adus haine, alimente, dulciuri și jucării. Au pus bani pentru a cumpăra cadourile sau le-au strâns de la alți copii care au vrut să dăruiască din ceea ce au ei. Cu ceea ce am făcut, am sărit cât am putut de repede, ne-am mobilizat, am împărțit din ceea ce am avut noi cu cei care nu au și sperăm în continuare să ajutăm și noi și cei care au văzut și ne iau ca exemplu, în așa fel încât să aducem zâmbete. Noi asta, chiar asta ne dorim. Au promis că se vor întoarce, dar nu înainte de a sta de vorbă cu cei mici. I-au sfătuit să se țină de școală pentru a putea să își asigure singuri pe viitor un trai mai bun.